21 de milioane de lei vechi, atât cheltuia primăria Giurgiu pentru a tipări pe hârtie mapele consilierilor locali pentru ședințele lunare. Și cum este criză, iar banii puțini, municipalitatea a decis să-i doteze pe consilieri cu iPad-uri, pe care de altfel le-au și primit în ședința ordinară de joi, 25 octombrie. Prin urmare, toate proiectele de hotărâre au existat în format electronic, însă pentru mulți dintre consilieri, mânuirea iPad-urilor a fost o noutate. S-au mai încurcat, s-a mai descărcat bateria, dar într-un final, toate proiectele de pe ordinea de zi au fost parcurse fără probleme. iPad-urile au fost achiziționate de primărie prin cofinanțare, adică o parte din sumă o plătește primăria, iar cealaltă parte se reține din indemnizația de consilier în rate.